Pentru că la Spitalul Județean, la fel ca și la Câmpul Lung, deficitul de medici era mare, au fost organizate mai multe concursuri pentru ocuparea posturilor în mai multe specialități. Cei care au câștigat concursurile sunt Mihaela Alexandra Terheci, medic specialist boli infecțioase adulți, Ana Maria Urluescu, medic rezident cardiologie, Georgiana Gălățanu, medic specialist neonatologie, Casiana Costea, medic specialist neurologie, Cristina Angel, medic specialist nefrologie, Teodora Mareș, medic specialist chirurgie vasculară, Andrei Stoica, medic specialist medicină internă, Victor Pănuș, medic specialist radiologie și imagistică medicală și Daniel Bidivenciu, medic specialist chirurgie generală. Cei 9 medici au fost prezentați în cadrul unei conferințe de presă organizate la Consiliul Județean. Vreau să fac o mică precizare de la început. Este vorba de colectivul care s-a alăturat începând cu trimestrul 3, să spun așa, 2018. Pentru că, de fapt, din luna mai 2018 și până în prezent, avem un număr mult mai mare de medici care au obținut concursul și își desfășoară activitatea în Spitalul Județean. Dacă nu mă înșel, un număr de 15 medici. Deci prezenți acum în momentul acesta sunt 9 din acești 15 tineri medici care s-au alăturat echipei Spitalului Județean. În perioada următoare, Spitalul Județean de Urgență va fi extins cu un nou corp de clădire, banii necesari fiind alocați de la bugetul Consiliului Județean, valoarea totală a lucrărilor urmând a fi de aproximativ 81 milioane lei. Prin această investiție se are în vedere construcția unui nou corp de clădire lângă cea existentă, cu subsol, parter și 4 etaje. Pe lângă acest proiect, Consiliul Județean își propune și extinderea și modernizarea secției de primiri urgențe, dar și a ambulatorului de specialitate, precum și dotarea acestora cu echipamentele necesare.